Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt la Timișoara alături de primarul orașului Dominic Fritz. De ce aici și de ce acum? Pentru că vine o iarnă extrem de complicată pentru toate familiile din România. Pentru cei care au dare de mână și au o centrală instalată în casă sau au alte sisteme, deja știți cum o să vă descurcați. Aveți gazul plafonat, aveți electricitatea plafonată, sunt soluții. Chiar și reducerea temperaturii, chiar și unele prezentate de doamna Clotilde Armand, cum ar fi, să zicem, un voucher de 1000 de lei. Acolo însă unde este vorba de sistem centralizat, multă lume se întreabă cum va fi și cât va costa și mai ales în ce condiții se va livra căldura. Știți deja problemele din București, dar de ce suntem la Timișoara din acest punct de vedere? Anul trecut, unul dintre cele mai mari orașe ale României a trecut printr-o criză rezolvată astăzi, dar o criză la care întreaga România s-a uitat cu curiozitate, adică cum să n-aibă căldură câteva zeci de mii de apartamente și cum au rezolvat și cum fac oamenii de aici. Iar dacă Timișoara, care are putere financiară și e un oraș modern, a trecut prin asta, ce o să se întâmple la Suceava, la Constanța, la Zalău? Nu zic de ora, de ora de apare că și-a rezolvat problema. La Vaslui mai sunt, oare, mai e sistem de căldură de ăsta centralizat? Cum o să fie oameni buni? Hai să mă uit un pic pe prețurile de la gigacalorii. Am văzut cel mai mic preț undeva pe la Craiova, dacă nu mă înșel, 716 lei. La Timișoara, dacă nu mă înșel, el s-a mărit prețul ăsta și chiar acum societatea care livrează căldură aici zice ar mai fi vorba de 20% dacă s-ar putea. 851 de lei și se mai cere o scumpire. Știți de ce? Pentru că totul e scump. Gaz, cărbune, curent electric. Așadar, pe unde o să fie facturile astea? E una dintre întrebări. Revin la înscrieri și la întrebări imediat. Deocamdată, permiteți-mi să-l salut pe Dominic Fritz. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit la Timișoara. Bine v-am găsit. E o zi foarte frumoasă, foarte plăcută. Vremea ține cu noi, adică și cu buzunarele noastre, nu? Așa este și chiar e foarte ciudat că eu deja din iarnă trecută, în fiecare dimineață când ies din casă, parcă simt temperatură efectiv în buzunarul orașului. Adică dacă e o zi caldă, știu că poate astăzi la Colterm factura de gaz va fi de, nu știu, 20 sau 30 de mii de euro. Dacă e o zi foarte rece, zic, vai de mine, azi o să ardă 100-150 de mii de euro. Și pentru că Colterm într-adevăr plătește totul în avans, într-adevăr această relație între temperatura și bugetul companiei, care este o companie municipală, e foarte, foarte intensă. Sunteți un om care trăiți cu mintea în două țări, cum se spune, da? Sunteți născut în Germania, sunteți născut în România. Când vă uitați la sistemul nostru de căldură, cum livrăm noi căldură? Cum facem românii cu sistemul ăsta centralizat? Hai să pornim de aici. E bine sau rău? Ce spune educația dumneavoastră și observația dumneavoastră? E bine. Asta e ironia mare acestor vremuri, că de fapt sistemele centralizate, din punctul de vedere și economic și ecologic, sunt sistemele cele mai performante. Multe orașe în Germania au un sistem centralizat. Doar că pentru că nu s-a investit nimic timp de 20-30 de ani, ele din punctul de vedere tehnologic nu mai pot performa și sunt falimentare dacă nu investești. Acolo unde investești și în rețea și în partea de producție, acolo unde reușești să ții clienții în sistem, pentru că sub un anumit prag chiar nu mai merită să plimbi căldura prin tot orașul, acolo chiar este soluția cea mai economică pentru o comunitate și cea mai ecologică, pentru că știm foarte bine că centralele de apartament sunt extrem de poluatoare pentru o comunitate. Deci nu încurajați ca noi să trecem pe centrale individuale? Nu e vorba aici de mine personal, ci în general gândirea în politică energetică la nivel european este că avem nevoie de aceste sisteme, măcar la nivel de quartal sau cel puțin la nivel de bloc, dar în niciun caz să nu facă fiecare apartament câte o centrală. Asta acum, dacă vom vorbi peste 20 de ani, probabil nu va mai exista aceste sisteme individualizate. Ele sunt un rezultat al eșecului
politici energetice din România din ultimii 20-30 de ani, pentru că atunci, în anii 2000, s-a aruncat această problemă a termoficării pe municipii, au trecut ceturile la primării și de atunci guvernul nu s-a mai interesat de o politică coerentă și strategică în acest domeniu și astăzi vedem și rezultatul. Asta e o emisiune liberă. Eu știu cum se va întâmpla, imediat o să dau drumul la telefoane. Sigur că noi am plecat de la această chestiune delicată, complicată și care îi ustură pe toți și care vă va măsura mandatele ca primari. Nu doar dumneavoastră, ci tuturor primarilor din România. Adică cum rezolvați chestiunea asta. Dar România în direct, fiind o emisiune, cum să zic, liberă, eu știu că domnul Dominic Fritz va primi întrebări de la politică până la capitală culturală europeană și chiar sunt curios cu ce o să veniți. Atenție, nu e o emisiune doar pentru timișoreni. E o emisiune pentru toată lumea. Chiar dați-ne sfaturi și spuneți-ne, nu, domnule, e cel mai bine pe centrală, e cel mai bine să ai sistem centralizat. Haideți să facem niște calcule, Dominic Fritz. Cât o să coste pentru un apartament de două camere aici la dumneavoastră, la Timișoara, căldura la iarnă? Nu pot să vă dau un răspuns, știu că asta cumva pentru jurnaliști e un reper foarte important, dar efectiv depinde foarte mult dacă este un bloc care este eficientizat energetic și cum folosește familia respectivă această căldură și bineînțeles că depinde și de cum se vor dezvolta prețurile pe piață de energie, pentru că știți, foarte multă lume are cumva impresia ca și cum primarul decide care este prețul la căldură și dacă e un primar mai cu inima mai mare e un preț mai mic și dacă e un primar mai zgârcit e un preț mai mare, dar nu e așa, că de fapt este păi, piața, adică eu deja jumătate din preț îl subvenționăm din bugetul local, o sumă mare anul acesta. Colterm, de exemplu, aici în Timișoara a primit peste 150 de milioane de lei din bugetul local și o parte și din bugetul de stat. Dar până la urmă eu nu pot să aleg cât este prețul gazului cu care produce Colterm energie, cât este prețul cărbunelui, cât este prețul energiei. Puteți decide subvenția. Pot decide subvenția, dar chiar și asta doar în anumite limite, pentru că dacă trec un anumit prag, atunci este considerat ajutor de stat și Comisia Europeană îmi deschide o procedură de infringement. Vi s-a cerut o scumpire acum, aprobarea unei scumpiri, cum că 17-20% ceva. 17%. 17%. Cred că, da. Ați fi de acord? E corect? Adică eu îmi dau seama că e necesară. Păi este cumva după o procedură avizată de ANRE, deci presupun că cifrele sunt reale, adică Colterm spune față de prețul pe care deja la începutul anului l-am dublat față de ce a fost în ultimii 10 ani, deja acest preț acum este prea mic și nu ne permite să cumpărăm pe piață gazul, cărbunele, cât ne trebuie ca să producem căldura și zice că ne trebuie 17% în plus. Acum noi analizăm, bineînțeles, ce din această creștere ar putea fi asumată din bugetul local, deși eu aș spune suntem deja mult peste limitele posibilităților noastre, cât poate fi asumat de populație. Și aici iarăși spun că într-un fel este absurd ca eu ca primar să, cu pârghile mele foarte limitate, să trebuiască să reacționez față unei crize energetice la nivel european. Și este nevoie de un răspuns național și de ce? Pentru că eu nu pot să, asta a fost problema și iarna trecută, eu nu pot să cheltuiesc decât banii ce încasez în ziua respectivă. Eu nu pot să fac datorii pentru a plăti căldura. Statul are tot felul de pârghii pe care noi nu le avem și eu cred că ar trebui să le folosească și cel puțin ar trebui să micșoreze TVA-ul pentru gaz și pentru energie de la 19% la 5%, okay. Pentru că momentan dacă... Soluția 1, asta e soluția 1. Soluția 1, exact. Da. Colterm, poate n-ar trebui să crească prețul cu 17% dacă mâine ar scădea TVA-ul de la 19% la 5%. Mai dați-mi o altă soluție la nivel național și imediat îl iau la telefon pe Ovidiu, da? O altă soluție chiar clar este și o parte de subvenție din partea bugetului de stat. Voucher sau ce înseamnă parte de subvenție? Sau plată nu, de la o subvenție directă ca prețul producției să fie mai mic pentru producătorul adică de termie. Cum ar fi în cazul dumneavoastră, guvernul să plătească societății dumneavoastră o parte din bani? Exact. Ok.
așa cum au făcut și iarna trecută, dar apropo, abia după ce a fost marele scandal la Timișoara și după ce în ianuarie au dezvoltat un mecanism de ajutor, pentru că atunci, în iarna trecută, atenție, nu era plafonat prețul de gaz la termii, deci aveam prețuri și la, nu știu, 800 de lei. Întreb pe șleau, Dominic Friț, imediat la telefon, da, să întreb pe șleau. Adică la dumneavoastră ajung banii mai greu pentru că sunteți de la USR? Guvernul vă dă bani și funcție de culoarea politică? Asta e o tară în România? A fost un moment anul trecut în care s-a făcut rectificare, în momentul în care deja se știa că situația la Timișoara este dramatică, în care oamenii au stat în frig, în spitale, în școli. Apropo, astea au fost doar 5 zile, pentru că între timp legenda face că a fost toată iarna, dar efectiv am avut 5 zile în care n-am avut furnizor de gaz și a fost o situație în care a existat o rectificare, în care alte orașe au primit și Timișoara n-a primit absolut nimic. Doar că după aia cumva revolta, oprobiul public a fost atât de mare că totuși în decembrie s-a mai făcut încă o rectificare și atunci guvernul a dat o sumă și pentru a susține Timișoara și ulterior au dezvoltat un mecanism care exclude cumva preferențial o preferință politică și eu sper că anul acesta, de la începutul iernii, să aibă guvernul o strategie clară și un mecanism obiectiv care să exclude această preferință politică. Dar sunt sigur că există oameni în alte partide care s-ar bucura dacă primarul USR din Timișoara ar avea o problemă cu căldură, dar asta e o abordare cinică. Deschid dezbaterea în momentul ăsta. Puteți la 0372069599 să-l întrebați pe Dominic Friț ce doriți voi, dar nu uitați de topicul de la care am plecat. Cum sunteți pregătiți să faceți față acestei ierni? Care e mai bun, sistemul centralizat sau cel individual? Uite, domnule, și asta, economisiți sau dați temperatura la 19 grade și poate ar trebui să mai dea statul niște ajutoare? Toate astea sunt întrebări la care puteți să răspundeți. 0372069599. Ovidiu este primul care deschide seria întrebărilor și analizelor. Salut, Ovidiu! Da, știu că ne auzim mai greu, dar... Nu... Alo? Da, uite-l acum. Salut, Ovidiu. Alo, bună ziua, vă salut cu respect, stimați domn. Eu nu știu ce să spun referitor la încălzirea de la blocuri. Eu locuiesc de ceva vreme la o casă, 115 metri pătrați, și la mine temperatura în toți anii, nu acum că este cu criza economică și cu conflictul acesta iscat, la mine a fost 18 grade noaptea și 20 ziua pe perioada de iarnă. Și eu m-am simțit extraordinar de confortabil. Ok. Bun. Asta e o observație. Nu știu dacă s-a întrerupt legătura sau pur și simplu ne-a lăsat nouă linia. Nu. Mai sunt pe okay. Fir încă. Nu vă auzeam pe dumneavoastră. Așa. Ați spus că... Da, deci este o constatare... Parcă am înțeles din preambulul dumneavoastră că e vorba și de temperaturi. Dacă s-o reglăm la 19 grade, s-o reglăm la 20, la... și de asta am zis că să fac și eu această precizare. Din punctul meu de vedere și al soției mele, v-am spus, de ani de zile noi dormim la 18 grade pe perioadă de iarnă și pe timpul zilei 20. Ok. Stați un pic, că vreau să lămuresc asta. Încurajați populația să facă chestiunea asta în Timișoara? Sau să poate face? Știți, eu cred că este foarte bine că trăim în capitalism. Și asta înseamnă că, într-adevăr, că trebuie să existe o legătură între decizia ta personală despre cât de mult energie consumi și banii pe care îi dai pentru acest consum. Deci dacă sunt oameni care vor să aibă 25-26 de grade la ei acasă, nu există niciun fel de judecată morală sau de altfel din partea mea, dar e clar că la ei factura va fi mai mare decât la cel care are 20 de grade. Nu sunteți genul de politician, am primit tot felul de îndemnuri. Dom'le, dați căldura mai încet, stingeți curentul, stingeți lumina. Acum sunt foarte sincer cu dumneavoastră. Eu cred că societatea din România totuși are un alt trecut decât, de exemplu, în Germania și probabil nu suntem
momentan într-o situație în care putem să moralizăm această temă și cumva fiecare trebuie să renunțe la confortul lui și să facem o presiune socială ca să se întâmple. Dar să o facem ca o decizie personală, dar care se va reflecta în factură. Dar în Germania cum ați fi procedat, domnule Dominic Fritz? Păi în Germania cred că acolo să spună politicienii, haideți că și voi trăiți de 50 de ani în bogăție, acum mai puteți să treceți și voi o iarnă, să mai renunțați și voi un pic la confortul vostru. Cred că e mult mai ușor să spui asta într-o țară în care, într-adevăr, oamenii au trăit bine, au trăit cu prețuri de energie enorm de joase și acum plătim, apropo, pentru această politică, să zicem, de prietenie cu Rusia, de unde au venit gazurile de ani de zile foarte, foarte ieftin și se pare acum plătim prețul. Dar da, e clar că asta e mult mai ușor de spus în Germania decât în România, care a trecut totuși prin niște decenii în care oamenii tocmai nu au avut alegerea de făcut. Deci eu militez ca un liberal și liberal în sensul adevărat al cuvântului, militez pentru decizia fiecăruia, dar care bineînțeles se leagă după aia și de bani. Bună observație asta. Daniela, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Alo. Bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, domnule Striplea. E prima oară când intru la dumneavoastră în direct. Am mai încercat, dar n-am putut să intru la dumneavoastră în direct. Vă ascult de foarte mult timp, foarte mulți ani. De-a lungul întregii dumneavoastră ați făcut niște emisiuni foarte frumoase, foarte bune, cu subiecte foarte bune. Așa. Haideți la subiect și acum. Și acum vreau să intru la subiect. Noi suntem oameni simpli din Bârlat. Așa. Sunt o pensionară. Stau cu mama mea în Bârlat. Ce vreau să vă zic? Noi nu ne încadrăm. Eu am o pensie de 1100 de lei. Mama are o pensie de 1500 de lei. Și nu ne încadrăm la subvenție. Stăm la casă, ne încălzim cu gaz și nu ne încadrăm, nu știu de ce. Dar pentru ce tip că de subvenție? Cred că 100 de lei. Aici am eu un pic neclar la ce tip de subvenție. La ajutor de încălzire. La ajutorul de încălzire, da. Din partea primărilor. Da. 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 Dar pragurile, într-adevăr, sunt foarte mici. Că... Bun. Și eu când aud ce salarii, ce... la televizor, prin mass media, sau o familie ajunge să pentru o lună de zile la nu știu cât, la 35 de mii de lei sau cam așa, sau 3.500 de lei pe lună, 4.000 de lei pe lună, și noi suntem cu o pensie de, v-am zis, mama are 86 de ani, are o pensie de 15 milioane, eu am o pensie de 1.100.000. Aici, îmi dau seama cât de complicată e situația noastră. Ați spus că vă încălziți cu gaz, am reținut bine? Cu gaz, da. Dar să știți că acum, dacă tot ne-a speriat, am cumpărat lemne. Din ce am avut, din ce am cumpărat lemne și punem anul ăsta, ardem lemne, că pe gaz cred că nu ne mai convine, nu o să ne mai convin. Cât v ar veni dumneavoastră așa o factură obișnuită? Sau cât a fost iarna trecută? Am o curiozitate. Noi chiar am făcut de-a lungul timpului, noi am făcut cam ne ajunge pe iarnă la, cât să spun, în fiecare lună ne ajunge câte 5 milioane. 500 de lei. 3, 4, 5 milioane și, pe lună. Și acum pe lemne cât ați dat? Că-s curios așa, că sigur ați luat o remorcă de lemne, cât ați dat? 28 de milioane o mașină de lemne. 28 de milioane, asta e o sumă imensă. 28 de milioane. Vechi, am înțeles, 2800 de lei, adică lemnele care se va ajungă toată iarna. Așa. Despre asta e vorba. Aici la Bârlad, vreau să zic că știți prea bine că Bârladul sau județul Vaslui e unul dintre județele cele sărace. Da, cunosc bine care e situația la Vaslui. Stați o secundă alături de noi. Bun, ai aceste cazuri, da. Dominic Fritz, bănuiesc că și în Timișoara, adică o grămadă de oameni săraci, cei mai loviți de situația asta. Și e sigur mai frustrant că vii deasupra
ajutorului de încălzire cu 50-100 de lei. Se întâmplă undeva, trebuie fixat pragul. Cum procedezi aici? Ce mai faci suplimentar? Da, e clar că aici nu există sau nu, momentan nu există o soluție care să facă dreptate tuturor. Tocmai de aceea eu cred că ar fi atât de important acest semnal de a scădea TVA-ul pentru gaz. Guvernul nu o face pentru că de fapt unde ajung acești bani de TVA, deci cu creșterea prețului la gaz. Momentan cresc veniturile bugetului de stat, din care apoi se finanțează tot felul de alte lucruri. Deci eu cred că asta este cea mai importantă și cea mai urgentă măsură de a scădea acest TVA. Colega dumneavoastră, Clotilde Armand, a venit cu o soluție, nu știm dacă va fi aprobată, dar a pus-o pe masa consilierilor și a zis 1000 de lei pentru fiecare persoană să o folosească în diverse scopuri. E tipul de soluție pe care o agreați? Asta a fost o propunere făcută cumva sau născută dintr-o situație foarte specială în care ea a vrut să investească 200 de milioane în diferite sisteme de fotovoltaice, de exemplu, de producție a energiei pentru tranziția verde din sectorul 1 din București și, din păcate, a fost respinsă de majoritatea PSD-PNL în Consiliul Local și ea atunci a spus, păi, dacă nu ne lăsați să investim banii, atunci hai să întoarcem banii la fiecare cetățean ca ei la rândul lor să facă anumite investiții. Deci banii nu erau, nu știu, ca să meargă la cinema, ci ca să facă investiții în căldură. În căldură. Deci cred că pentru o situație de genul acesta a fost sau este o idee creativă. La nivel de țară, cred că avem nevoie de soluții mai sistemice, bineînțeles de investiții care se fac, adică și noi la Timișoara nu stăm cu mâinile în sân, vrem să facem un sistem de cogenerare, adică prin care să producem nu doar căldură, ci și energie electrică pe care apoi putem să o vindem pe piață și prin asta să, de fapt, avem venituri și nu doar costuri, dar la nivel de țară e nevoie de soluții sistemice și cea mai importantă soluție este cea aplicată în alte țări și propusă de USR de a scădea TVA-ul. Ok, am reținut asta. Daniela, mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Plăcere. E adevărat, Dominic Fritz, că ați schimbat aici 26 de kilometri de țeavă sau ceva? Da, 26 de kilometri dintr-un proiect de 29 de kilometri și acum pregătim următorul proiect de 30 de kilometri de țevi. Cu Nicușor Dan mai vorbiți? Adică face schimb de experiență la dumneavoastră? De ce merge mai repede și la el mai greu? Acum nu poți să compari Timișoara cu Bucureștiul, acolo situația e mult mai complicată, nu îl invidiez pe Nicușor Dan, dar se pot compara cele două situații în sensul în care și la București și la Timișoara, efectiv de zeci de ani, această problemă nu a fost tratată la rădăcină. Deci cumva din iarnă în iarnă, administrațiile locale, dar și guvernul a găsit câte o soluție de urgență, ca și cum ne surprinde faptul că nu avem sisteme de termoficare performante, nu s-au făcut investiții nici în rețea, nici pe partea de producție și asta funcționează în vremuri normale. Și iată, acum avem o criză uriașă și dintr-o dată aceste pansamente care s-au pus în fiecare iarnă nu mai funcționează. Deci nu avem altă variantă decât să facem investiții masive. Dezavantajul este, acum de exemplu, dacă vorbesc despre situația în Timișoara, că rezultatele se vor vedea peste un an, peste doi ani, deci nu ne ajută pentru iarna aceasta. Ne ajută, într-adevăr, aceste 26 de kilometri de rețea primară pe care am renuit-o și am scos niște țevi, nu știu dacă ați văzut pozele total ruginite din anii 70, unde era clar că acolo se pierd cumva zeci de bazine de not de apă caldă și până la urmă, această investiție în rețea este contribuția cea mai importantă pe care poate să o facă administrația locală. Adrian, salutare, ești la România în direct, te ascultăm. Vă salut, domnul Striba, noastră și invitatul noastră. Personal am investit anul acesta în renovare și în schimbarea centralei personale pe gaz cu una nouă și performantă.
Am izolat puțin pereții exteriori pe interior, deoarece nu am putut ajunge la înveloparea blocului. Ce cred eu că ar putea fi făcut, o facilizare și o stimulare a procesului de reabilitare termică a blocurilor, pentru că sunt foarte puține blocuri care au ajuns să fie reabilitate și sunt diverse cazuri. Spre exemplu, în blocul în care locuiesc, există un locatar care nu dorește, dar la modul nu că nu dorește că să nu dea bani sau ceva. A zis, dacă ceilalți vă apucați și faceți, să dau firma care lucrează în judecată și blochez lucrările. Pentru că consideră el că are negativ, impact negativ asupra sănătății lui anveloparea cu polistiren. Dacă, ca idee, dacă la nivel de administrație s-ar forma un departament care să se ocupe de partea asta de proiectare a proiectului pentru reabilitare termică, de venit în bloc și întrebat locatarii, dacă se adună numărul critic pentru demararea lucrării, cred că s-ar reuși mult mai multe, deoarece atât locatarii cât și administratorii, cu toții avem o viață foarte ocupată. Stați un pic, că vreau să înțeleg. Adică ați vrea departament al primăriei să facă chestiunea asta? Da, asta este o părere personală, cred că ar ajuta. Stați că e domnul primar aici, oameni... să vedem, 10 oameni, da. Da, mulțumesc mult, e o întrebare excelentă din două motive. Unul la mână e foarte, foarte important să înțelegem, dacă vorbim de un sistem centralizat, că acolo pierderile nu sunt doar pe partea de producție și pe partea de rețea, adică părțile publice, să zicem, unde nu s-au făcut investiții, din păcate, și unde acum venim tare din urmă, ci problema sunt și clădirile și țevile din interiorul clădirilor, caloriferele, care de foarte multe ori sunt colmatate, dar și, bineînțeles, că eficiența energetică a clădirii în sine. Apropo, iarna trecută, de exemplu, cei care au avut calorifere schimbate, țevi decolmatate și o clădire eficientizată, n-au avut deloc probleme, chiar dacă au fost legați de sistemul centralizat de termoficare, pentru că ce nu se mai poate, într-adevăr, este să producem căldura la CET la maxim, ca și cum nu costă nimic, și când ajunge în apartament, la omul ăla mai deschide și geamurile și mai stă cumva cu țevi colmatate și se pierde jumătate din energie termică. Dar înapoi la întrebare, da, este absolut important să existe programe de reabilitare termică a blocurilor și ar trebui mult, mult mai puternic să intrăm în această direcție, dar are dreptate, domnul, că noi avem astfel de programe și la nivelul Timișoarei, chiar din partea primăriei, de exemplu, semnăm contractul cu constructorul, dar e foarte greu, pentru că ai de a face cu asociații de proprietari. O asociație de proprietari, la rândul ei, are de a face cu 30, 40, 50 de proprietari. Deci și din punctul de vedere legal, și al birocrației, și al finanțării, sunt proiecte foarte, foarte stufoase, durează mult. Noi am avut niște licitații eșuate și așa mai departe. Și atunci... ar trebui să faci un departament special care să-i ajute pe oamenii ăștia cu un fel de consultanță. Noi avem da? Chiar un birou de eficientizare blocuri în primăria Timișoara, dar să știți că eu nu cred că asta este neapărat soluția, să cumva birocratizăm acest proces. Mai degrabă, eu am fost la Viena săptămâna trecută la o conferință tocmai despre această temă organizată de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Cred că trebuie să luăm sectorul privat
în această discuție, să avem niște programe, de exemplu, finanțate de bănci internaționale care pot să vină o parte ca și grant, adică finanțări nerambursabile și o parte ca și credit pe 10, pe 15 ani, adică foarte ieftin. Credit pe care să-l plătească cetățeanul. Exact, pe care, dar pe timp de 10-15 ani și să încurajăm firme să ofere servicii de reabilitare, dar și de gestiune energetică a clădirilor. Și firma vine după aia cu propunerea, uite, tu iei un credit care, nu știu, te costă 300 de lei pe lună, pe 10 ani, dar cu asta îți reduci costurile, de fapt, sub nivelul facturii de azi. Și atunci, sub linie, o să fie... Întrebați-l pe Adrian, că e aici. Adrian, salut, ești? Păi el și-a făcut singur deja, am înțeles. Ai fi de acord sau vecinii tăi? Nu, eu personal mi-am făcut pe interior, uh-huh, deoarece pe exterior nu pot. Iarăși este o chestie care nu, legislația nu dă voie să-mi învelopez decât apartamentul meu. E o chestie pe care aș face personal, am posibilitatea, dar nu mă confund cu partea legală aici. Aș vrea să... În schimb, dacă din partea... Aș vrea să înțeleg dacă trebuie să fie unanimitate când se face în bloc chestiunea asta sau doar majoritate. Nu trebuie să fie majoritate, nu trebuie să fie unanimitate. Ok. Dar este și o chestie de unde vine. Deci de partea venită de la asociațiile de proprietari, ca cineva să se ocupe din partea asociației să ruleze proiectul, să meargă, să este... Nu există capacitatea asta. Foarte eficientă. Da, da. Nu există capacitatea asta din partea asociațiilor de proprietari, dar încă o dată ne uităm întotdeauna cumva la stat. Eu cred că ar putea să existe o economie de firme care împreună cu programe de finanțare din partea statului să vină cu astfel de propuneri. Adică... Să zicem, noi vă vindem o soluție pe 15 ani, vă înlocuim și sistemul de încălzire, vă înlocuim toate țevile, vă facem o reabilitare, facem și mentenanță timp de 15 ani. Și vă facem și dosarul, ca asta e bătaia de cap. Exact, vă facem și dosarul și la sfârșit rata voastră pentru acest program o să fie mai mică decât este factura acum, pentru că economiile, asta e cumva frumusețea acestei crize, dacă vreți așa, că soluțiile tehnice care există în ziua de azi, odată aplicate, o să ducă la o decreștere, la o scădere masivă a costurilor pentru toată lumea. Și deci pentru prima oară, de fapt, în istorie, să zicem așa, nu mai avem această tensiune între soluții care sunt bune pentru mediu și soluții care, adică, sunt bune pentru buzunar. Nevoia te învață. O să-i mulțumesc lui Adrian. Vreau să-l aud pe Constantin. Ne grăbim un pic, o să trecem de ora două. Atenție, suntem cu Dominic Fritz la Timișoara. Constantin, salutare, bine ai venit. Salutare ție și ascultătorilor tăi. Acum problema este că multe sau cele mai multe blocuri din România au fost cumva gândite pentru a fi racordate la sistemul centralizat. Acum toți cei care după o anumită perioadă și-au pus centrale proprii de apartament și reglează cum vor temperaturile în case, permite ca blocul în totalitatea lui să se mai răcească, temperatura să mai scadă. Și atunci, eu știu, când omul se întoarce de la lucru și dă mai tare la căldură, cumva consumă tot la fel de mult până ajunge la temperatura dorită în casă. Pe când la sistemul centralizat, cumva ea mergea într-una, nu conta că tu folosești sau nu, ea mergea, încălzia, ținea blocul încălzit. Acum cu metoda asta, să zic, nouă, că decât, pentru că multe blocuri nu sunt anvelopate termic, a mai pierde din proprietăți. Și atunci vă dați seama că nu se pot oamenii, cum a zis și ascultătorul dinainte, nu pot singur să-ți anvelopezi. Vă dați seama, sunt o grămadă de blocuri și în Timișoara, de altfel, care sunt anvelopate pe păr. Te uiți pe blocuri, sunt toate colorate pe stris. Unii au, unii n-au. Sunt unii care, la fel cum a zis și ascultătorul, el a vrut să facă cu toți, dar unul se opune. Așa există blocuri în Timișoara în care unul
nu are pereții învelopați, fie nu locuiește nimeni, fie n-a fost acord, fie n-a avut bani. Sunt mai multe probleme de genul ăsta. Dar în fond, la urma urmei, aceste blocuri care sunt destul de vechi, așa au fost construite și gândite cu sistem centralizat, căldura mergând tot timpul iarna, erau înainte și pe casa scării calorifere, da. Deci era cald și pe casa scării. Cum vezi viitorul din punctul ăsta de vedere? Adică ce soluție propui tu din punctul ăsta de vedere? Eu aș zice că statul român, cu toții, cu toți primarii, cu toți care ar putea să ia o decizie, să oprească toate pomenile, cum vrea și doamna Clotilde Armand, să le dea 1.000 de lei la București. Nu, mi se pare, oprim toate astea și trebuie să avem o viziune pe termen lung. Noi nu, conducătorii noștri, marea lor majoritate, nu au o viziune. Pe asta vreau să aflu de la tine, adică viziunea asta cum să arate? Sistem... De ce nu, dacă Colternul este falimentar și nu mai poate și gâfâie an de an, nu e de acum, că domnul Fritz săracu a nimerit într-un circ politic, având în vedere că nici USR-ul nu mai este în coaliția de guvernale, aplicat la mijloc. Toți primarii care sunt USR acum nu mai au susținere, sau marea lor majoritate nu au susținere din partea consiliilor județene, a guvernului și așa mai departe, că știm bine că politicienii își plătesc polițele, nu se lasă. Ei nu au uitat că sunt slujba cetățeanului și să facă... Dați-i voie la un răspuns. Și atunci... De ce nu se fac centrale de scară sau de bloc sau de cartier? Ah, care interesant. Sunt mai eficiente, poate. Așa sunt este. Sunt mai aproape distribuția de apă caldă și căldură, dacă ar fi un pub termic pe cartier. Dă-i voie la un răspuns că... Dă-i voie la un răspuns că pe segmentul ăsta mai avem 1 minut și jumătate, după da, care nu, e extrem de pertinent ce spune domnul. Într-adevăr, dacă vorbim de un sistem centralizat, mai degrabă ar trebui să spunem un sistem semi-centralizat, adică nici individual, în care fiecare apartament face ce vrea și are un sistem propriu de încălzire, dar nici neapărat să avem un singur cet pentru tot orașul, adică să, noi chiar și în Timișoara avem mai multe puncte termice, încercăm să creăm cumva sisteme pe quartale. Foarte relevant ce a spus. Un alt lucru mai vreau să spun, pentru că e adevărat că confortul de a să-ți poți regla singur temperatură e important, dar și în ziua de azi există o nouă tehnologie, module termice pe care ți le montezi, și asta înseamnă că vine o temperatură de bază, să zicem, de la cet, și de acolo în sus poți să-ți reglezi tu cu atunci să încălzești încă un pic mai mult agentul termic, așa că dacă vine la 20 de grade, ești ție bine, dacă vrei la 23 de grade, poți tu la tine acasă 23. Să mai reglezi. 23 de grade în casă, da, să fie da, asta. Da. Cu Dominic Fritz la Timișoara luăm publicitate, știu că mai e lume pe fir, luăm toate întrebările de astăzi, am și eu câteva întrebări, sigur, cu rezonanță națională pentru domnul Dominic Fritz. Vedem și ce mai e în politică. 0372069599, ne întoarcem în 2 minute. România în direct la Europa FM.
acolo unde viața reală depășește scenariul de film. Prin aceste lecții, ei pot vedea că școala se petrece peste tot. Proiectul, prin toate lecțiile pe care le introduce, îi face pe elevi să se bucure că învață, îi motivează, pentru că există oarecare pasivitate în momentul de față în anumite lecții și cred că îi dă un dinamism aparte învățării. De asta cred că e nevoie de tot mai multe proiecte de acest fel. Tu ți-ai notat o întrebare în timpul lecției. Câte stații meteorologice sunt în România? Să știi că am aflat sursă, am dat acum o căutare și promit că ți le dau pe toate pe listă așa câte sunt. Sunt 23 de stații în total. Lumea Europa FM. Lumea reportajului radio. Cu Iulia Verbancu. În fiecare duminică de la ora 10 la Europa FM. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Am prelungit un pic România în direct de astăzi, sunt la Timișoara cu primarul Dominic Fritz. Vorbim evident despre căldură pentru că anul trecut Timișoara a fost orașul cu mari probleme sau cele mai mari probleme care s-au revăzut așa în țară. V-am întrebat despre căldură astăzi, știu că sunt oameni pe fir, un pic de răbdare, am și eu o întrebare. O să fiți capitală culturală europeană anul viitor? Asta înseamnă și investiții pe de-o parte și o grămadă de bani și de lucruri importante care se vor întâmpla în oraș și un tip de responsabilitate care vă obligă la viteză, adică până anul viitor nu mai sunt decât 3 luni. Adică dacă ar fi să trageți linie, unde sunteți în momentul ăsta? Eu cred că suntem foarte bine pregătiți să fim capitală culturală, dar atenție, acum nu, acest titlu de capitală culturală nu înseamnă că trebuie să fim Disneyland pentru turiști. Înseamnă în primul rând că putem să transmitem povestea Timișoarei și prin povestea Timișoarei, de fapt povestea României, unui public mult mai larg. Și cred că e o șansă strategică pentru toată țara. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem ar fi să considerăm că asta este un proiect frumos pentru Timișoara. E de fapt un proiect strategic, unic, istoric pentru toată România de a schimba radical percepția României în lume. Uitați-vă ce se întâmplă acum cu Schengen. Eu cred că opoziția Olandei, dacă o luăm așa, are și de a face cu anumite prejudecăți și eu cunosc foarte bine aceste prejudecăți pentru că și eu am crescut în Germania și am crescut cu anumite imagini. Care sunt? Cu anumite imagini a României. Păi, imaginea este unul gri, cumva sărăcie, copii ai străzi, orfelinate, Dracula, furt, corupție? Corupție, exact. Și astea sunt imaginile pe care încă mulți, mulți oameni în Europa le au de România și este absolut timp și urgent și încă o dată de importanță strategică pentru noi ca țară să schimbăm aceste imagini și cea mai bună șansă pe care am avut-o din 2007 încoace este acest titlu de capitală culturală pentru Timișoara. De aceea eu sper că toată România se va aduna în spatele acestui titlu, se va mobiliza. Eu acum merg în ambasadele României, am fost la Paris, o să merg săptămâna viitoare la Berlin, am fost la Viena, o să merg la Lisabona și acolo o să promovez capitala culturală. Dar e ceva pentru noi toți și cred că suntem pregătiți și dacă deja vin multe delegații internaționale în Timișoara și reacția de fiecare dată e aceeași, mai ales pentru cei care n-au fost niciodată în România, sunt de-a dreptul șocați să vină aici și să se confrunte cu o realitate care arată cu totul altfel decât și au imaginat cum este România, adică avem un centru istoric superb, avem o cultură deschisă, vorbim multe limbi. Deci aici, în Timișoara, Europa trăiește de secole, de fapt, și Timișoara a fost un oraș european cu mult, mult timp înainte să existe Uniunea Europeană și mă bucur foarte mult că la anul putem să spunem această poveste mai departe.
departe. Da. De ce cereți ajutorul ăsta național? Adică aveți bețe în roate, într-un fel? Simt asta în... Nu am bețe în roate. Bine, acum guvernul României vrea să susțină inclusiv financiar această capitală culturală, doar că banii încă nu au ajuns. Legea așteaptă să fie promulgată de către domnul președinte și totuși mai sunt 8 săptămâni. Deci, deocamdată finanțăm totul din bugetul local. Eu mă refer nu neapărat la, doar la finanțări, eu aș vrea să văd mai mult o emulație națională din partea tuturor ministerelor, din partea tuturor politicienilor, din toate partidele, în toate speech-urile pe care, în toate delegațiile care se fac în aceste luni și la anul, primul punct ar trebui să fie Timișoara capitală culturală. Dar în ce relație sunteți cu domnul președinte Iohannis? Noi avem, ca și administrație locală, o relație bună cu Palatul Cotroceni. Eu personal de foarte multe ori am avut discuții despre capitală culturală, inclusiv cu consilierul președintelui Sergiu Nistor, care a fost în 2007 la Sibiu comisar pentru capitală culturală. Deci sper că inclusiv din partea președinției și, bineînțeles, că am speranțe mari, acest titlu va fi promovat în toată lumea. Mulțumesc pentru seria asta de întrebări, mai am unele. Adi, salut, bine ai venit la România în direct și mulțumesc tare mult pentru răbdare. Bună ziua și dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Sunt Adi din Timișoara, zona Torontal. Spun asta fiindcă m-am născut aici în zonă, părinții mei sunt de aici, bunicii, străbunicii. E adevărat, noi ca timișoreni am fost tot timpul altfel. Vorbesc aici mai ales pe poziția de conducerea orașului. Mă gândesc la domnul Oancea, mă gândesc la domnul Ciuhandu, domnul Robu și astăzi domnul Dominic Friț. Noi tot timpul am fost un pic altfel decât restul țării. Dar aș vrea, cel puțin ca simplu cetățean, ca atât cei de la prefectură, unde e domnul Nica, cât și cu domnul Dominic Friț, să pice la pace în interesul nostru. Fiindcă adică consider că și dânșii și noi trăim în același oraș, același județ, folosim aceleași drumuri prost semnalizate, prost iluminate, necurățate, mai ales acum că vine toamna, și cred că nu au altă lume ei și noi oamenii simt că avem alt oraș. Știu că au, cum îi spune, au moștenit, dacă se poate spune, o grămadă de probleme. Mă refer aici contact de curățenie, cum a spus noastră, țegile de apă caldă și căldură. Pot să confirm șantierele din Timișoara, le-am înțeles, chiar dacă știu să merg și pe jos, și cu bicicleta, și cu mașina, și cu RATT-ul, și am avut de suferit mult, mai ales dacă făceam o diagonală de oraș. Okay. Dar sunt de acord. Pentru da, simt așa, la cum v-ați construit practicii discursul, urmează un dar aici. După toate astea, domnule, am înțeles, am acceptat, dar urmează un dar. Eu la darul ăsta. Așa. Așa, legat de căldură. Tatăl meu este pensionar. În 2021 a stat într-un bloc izolat, cu geamuri schimbate. A stat, să zic, în tricou. A fost ok. Anul trecut deja au trebuit să stea îmbrăcat un pic mai gros. A înțeles. A plătit întreținerea, căldura, chiar dacă a fost de multe ori peste 1000 de lei, nu a avut o zi întârziere. La fel se pregătește și anul ăsta să fie mai scumpă și se pregătește să nu fie chiar foarte roz. La mine, eu sunt pe centrală, eu stau la mâna Enelului, care n-a făcut nicio investiție în ceea ce privește cabluri electrice. Stai puțin, ce e 1000 de lei? 1000 de lei pe ce cu suma? Întreținerea. Toată întreținerea pe o lună, deci e 1000 de lei? 1000 de lei a avut întreținerea? Da. Pe lună? A avut anul trecut, minim. Da, da, da. Pe lună? La o pensie de 1500-800, cam pe acolo. Ce intră în întreținerea? Și n-a avut o zi întârziere, fără să le ajutăm noi copiii cu ceva. Adică căldură, deci apă, plătit, curentul pe scară, 1000 de lei? Tot ce înseamnă întreținere la bloc și abonat conterm. Deci nu ca mine care sunt privat, să zic așa. Iertați, nu sunteți un oraș ieftin, adică... Da. 1000 de lei, nu sunteți un oraș ieftin? Păi n-am zis că suntem un oraș ieftin. Dar am și subliniat că sunt în Timișoara, născut în Timișoara și înțeleg. Dar problema mea mare nu ar fi căldura asta. Eu sunt copii, pentru că dacă vrem să învățăm cu condiții mai, între ghilimele, vitrige,
ar trebui să-i, să le dăm spații de joacă, pentru sport, mă refer aici. Și noi în Timișoara avem o mare, mare problemă. Sincer, okay. Am un voie... prieten care este antrenor la o echipă. Dați-i voie și la un răspuns. Dați-i voie și la un răspuns, că, ca să putem face un dialog aici. Păi... nu o să faceți o listă de plângeri, lăsați-o pe asta cu sportul. Dacă ați pus-o pe masă pe asta cu sportul, hai să vedem. I-a zis domnul Ifriț așa că nu-s destule locuri de sport. Terenuri de sport. Stați o secundă să vă răspundă. Nu avem polivalente, nu avem terenuri. Nu aveți nici polivalent. Ok, bun. Da, mulțumesc mult și în primul rând mult respect. Mult respect, Adi, și salutări la tată dumneavoastră și e impresionant cum spuneți că reușește să nu întârzie și să fie un bun cetățean și că și înțelege că, într-adevăr, probabil au trecut vremurile în care putem să cumva încălzim fără să ne gândim la costuri. Eu sunt absolut de acord cu ceea ce spune. Într-adevăr, Timișoara are o problemă mare pe partea de infrastructură de sport. Ne lipsește tare mult un stadion, ne lipsește tare mult sala polivalentă. Amândouă sunt proiecte care deja sunt la CNI, deci care depind cumva de guvern și unde iarăși toți timișoreni așteaptă cu sufletul la gură dacă într-adevăr vom fi ignorați sau dacă primim la fel ca și alte orașe un stadion și o sala polivalentă inclusiv din bugetul național. Acum, noi la nivel local avem mai multe inițiative pe partea sportivă. Chiar acum, luni, se finalizează o licitație și sper că va veni o firmă pentru un stadion cu 9.000 de locuri de peste 100 de milioane de lei din bugetul local, pentru că nu mai vrem să așteptăm... Un stadion mic făcut de primărie. Apropo, dar mai vreau ceva să vă spun legat de terenuri de sport pentru copii. Eu am depus un proiect la primărie, bugetul acela participativ. Teoretic l-am câștigat. Hop. Îmi vine un teren viran de 1000 și un pic de hectare. Un hectar, 3, ceva de genul ăsta are. Noi cetățenii din zona Bucovina, Matei Basarab, dacă vreți vă dau și străzile, dar nu știu dacă interesează pe cei de la Iași, cum îi spune, am votat ca pe terenul acela să facem, am votat între ghilimele, am făcut un fel de referendum, unde am hotărât ca pe terenul acela să facem terenul de sport, pentru mișcare, pistă de biciclete, tot felul de chestii de genul ăsta, fiindcă vara asta care a trecut, polițiștii locali au venit în fiecare seară, timp de o lună, să alunge copiii din Parcul Bucovina care se jucau cu mingea, fie că jucau volei, fotbal, jucau tenis, basket sau mergeau cu bicicletele. În fiecare seară îi hăituiau. Efectiv, opreau mașina, veneau ostentativ, îi amenințau cu de amendă. Răspuns. Noi am cerut... Stați? Am cerut, nu, stați că n-am terminat încă. Am cerut să facem teren. Răspunsul care a fost, construim o creșă. Construiți o creșă de 70 de locuri în zona asta, unde efectiv ne sugrumați din toate punctele de vedere. Nu vorbesc de trafic și de mașini, că n-avem pe unde ieși noi în zile normale dimineața, pe Torontal, de pe dirijorul lui pe Torontal. Gândiți-vă, faceți o creșă. Unde mai respirăm noi? Acum puteți copiii primi și un răspuns? Stați nu că au loc de joacă. Am înțeles, Adi. Să dialogăm totuși. Da, mulțumesc mult. Pe terenul respectiv, într-adevăr, facem o creșă pentru că lipsesc foarte, foarte multe locuri de creșă în Timișoara și trebuie să le punem undeva fizic. Nu putem să le construim în aer. Dar, pe terenul... Pentru localitatea Timișoara sau pentru județul Timiș? Pentru că nu se respectă ce scrie în buletin. Așa este. Așa este și avem... Și se cazează aici. Exact. Sunt... Copilul este la 24... Ok. Și din Adi. Generația lui sunt trei clase întregi care nu sunt din oraș. Da. O secundă. Și atunci normal să... că nu sunt locuri. Hai să căpătăm un răspuns. Absolut de acord și avem o problemă că, într-adevăr, în jurul Timișoarei, în toată zona periurbană, primările au dat drumul la dezvoltare imobiliară efectiv nebunească, fără să țină cont de servicii publice, fără să facă școli, grădinițe, creșe și toți acești copii vin la Timișoara și e o problemă mare. Dar chiar și fără periurbană, noi estimăm că în jur de 20-30% poate din copii vin
vin din afară Timișoarei, dar chiar și pentru cei care sunt cu adevărat în Timișoara, nu ajung locurile. Deci este nevoie de infrastructură de creșe, dar vă pot spune că pe acest teren, acolo în Bucovina, e doar pe o parte din teren este creșă și cealaltă parte va fi în continuare, avem planul de a fi folosit ca un teren de agrement. Aveți mare dreptate că avem nevoie de mai multe posibilități sportive pentru copii, de aceea cumva această investiție mare într-un stadion mic, dar 9.000 de locuri nu e chiar așa de mic și mai ales nu e așa de ieftin. Această investiție mare trebuie să fie acompaniată și de niște investiții în cartiere, chiar și dacă e vorba doar de niște mese de ping-pong, dacă este vorba de un mic teren de basket, și investim în mai multe din aceste proiecte și mai mult decât atât, știți foarte bine că pe malul Begăi sunt 11 hectare care sunt ocupate momentan ilegal de tot felul de terase și cluburi care au construit pe domeniu public fără ca nimeni vreodată să se intereseze și de ani de zile administrația locală a închis ochii. Acolo cu siguranță vor crește niște spații de agrement pentru toată lumea. În plus, pe zona Torontalului, acolo în nord, planificăm o zonă mare de agrement de peste 100 de hectare de spații pentru tineri, pentru copii, okay. Dar sunt absolut de acord că avem nevoie și în fiecare cartier de astfel de spații. Mai avem 5 minute la dispoziție astăzi la România în direct, de aici, de la Timișoara. Florinel, cred că tu ești ultimul, sper să mai fii acolo și sper că... Și mulțumesc pentru răbdare. Salutare! Da. Da, ok. Multă salutare răbdare la toată lumea și la grupul ăsta minunat de la Europa FM. De mult, nu, vorbesc moldovenește sau pot să mă adaptez? De mult înțelegem și moldovenește în Banat. Da. Ok, deci de mult, așa. Da. Mai ales cu legii la deșteptare, da. Deci, okay. Așa, hai la subiect. Eu am copilărit prin Vaslui, acum sunt în Bacău. Ok, aici în Bacău avem, nu chiar în Bacău, am un apartament în Bacău, dar așa. Eu stau la 8 kilometri. Așa. În Bacău, primar este un coleg de-al lui Dominic, așa, coleg de-al nostru, să zic așa, ok? Aoleu, sunteți de la o seară, stați că vă întreb imediat ce situație aveți acolo, da. Așa, haideți la subiect, Florinel, vă rog frumos. Subiectul este următorul, da, exact, cum e faza cu căldura și cu astea? Totul pornește de la o manipulare a guvernanților, guvernanți care sunt politicieni de ăștia vechi, așa. Vechi, retrograzi, vetuși și nu mai știu cum. Care-i manipularea? Ei, manipularea este următoarea. Deci, nu ajungem la principiu. De exemplu, și cu Dominic, nu sunt de acord. Pentru el am următoarea problemă. A spus că e mai bine să meargă pe încălzirea centralizată. Nu se poate. Vorbim de randament. În fizică, eu sunt fizician la bază. În fizică e randamentul. Centrala de apartament are randament, acum spun ăștia ca ușurile ăla cu condens, și peste 100. Bun. Când vreodată chestia asta centralizată, eu văd și s-a întâmplat la Bacău, unde erau toate sinecurile angajate acolo și aveau... Deci tu spui că e clar, simplific da. Eu. Da. Tu spui că este mult mai bine, mai eficient ca lumea să-și vadă singură de încălzire decât să ai centrale de astea sau termocentrale, ceturi sau centrale de kvartal. Am înțeles bine? Eu am văzut asta în 90 când a fost în Olanda și acolo intra o țeavă de gaz și una de apă. Și în spate avea okay, canalul bun. Și cu barca. Nu știu cum e în Olanda, dar ziceți-ne, stai o secundă, stai o secundă, ziceți-ne cum e în Germania, da. Domnul primar. Asta e, în Germania cum aveți? Aveți individual sau centralizat? Și, dar există foarte multe orașe care au un sistem centralizat, dar bineînțeles la un nivel tehnologic mult mai avansat și cu investiții care s-au făcut acum 20 de ani, nu acum. Bun, deci... Deci, nivel tehnologic avansat înseamnă. Deci la noi Lucian a spus că a adus o turbină din Los Angeles. Deci asta e propagandă. Adică, îmi cer scuze, dar colegul Lucian n-a vrut. Poate la Timișoara se livrează mai mult. Politic vorbesc, da?
Asta e. Adică n-a livrat ca primar, asta vreți să spuneți, că primarul SRL Bacăului n-a livrat. Da. Bine, o să vin și la Bacău să vedem dacă a livrat sau nu. Nu pot să verific, da. Super. Mulțumesc tare mult. Dar faza a fost că s-a prezentat turbina. Nu, mai am, dar pentru Dominic, ce părere are despre pensii speciale, despre primari? Excelent. De mult am vrut să intru în direct când a fost chestia cu discuții de preț. Ce prețuri? De unde sunt prețurile astea? Că toată lumea spunea, toată lumea Florian, așa, în dezbatere. Am înțeles, să-ți mulțumesc că nu putem să le amestecăm pe toate. Am înțeles. Domnul Viziteu de la... Viziteu îl cheamă, nu? Da. Greșesc, da. Deci domnul Viziteu de la Bacău ia o bilă neagră de la tine. Poți vedem de ce, nu știu de ce. Asta vedem în viitor. Doi la una, asta cu pensiile speciale e interesantă. Bag seama că dacă sunteți primar, o să luați ceva pensie specială și ați primit și o mărire de salariu acum recent, nu? Încă nu a... Încă nu, dar nu poate va calculat-o cineva? Da, eu nu cred că acum era momentul să crească salariile primarilor, deși înțeleg că sunt primării în rural, de exemplu, unde primarul ia, nu știu, 3.000 de lei, ceea ce pentru responsabilitatea zilnică și pentru faptul că el semnează și mai vine și Curtea de Conturi și îl amendează personal din pe CNP-ul lui și mai scoate din propriul buzunar, inclusiv eu, adică te dă lumea în judecat personal, pe tine, ca persoană fizică și tu trebuie să plătești din buzunarul tău, deci ești pe minus dacă nu bagi mâna în buzunarul public. Și nu vrem asta, bineînțeles. Și de aceea am înțeles cumva logica de ce unii au spus că ar trebui să crească aceste salarii. Mie îmi pare rău că astfel de propuneri nu au venit, de exemplu, cu tot cu o propunere de reformă administrativă, pentru că adevărul este că nu avem pentru fiecare sat nevoie de și un viceprimar și un primar full-time, ci putem să facem în sfârșit și o reformă administrativă în care să guvernăm descentralizat, dar totuși în entități un pic mai mari. Dar înapoi la pensii speciale, da, mie mi se pare, adică ideea să existe cumva un sistem paralel în care unii dintre noi sunt privilegiați și primesc o pensie cumva în plus față de ce au contribuit la sistem, mi se pare total absurdă și din păcate și există chiar și niște pensii care sunt mai mari decât au fost salariile. Asta este absurditatea cea mai mare și zău că nu înțeleg cum ne permitem încă ca societate ca sistemul ăsta să continue, mai ales într-o situație ca acum, în care crește inflația, în care statul se împrumută la niște dobânzi uriașe ca să susțină aparatul mare de stat, ca să susțină aceste pensii. Deci dacă vorbim de facturi mari, dacă vorbim de ajutor pentru cetățeni și da, dacă vorbim de pensii pentru pensionari normali, în ghilimele, ar trebui să vorbim în primul și în primul rând de reducerea costurilor prin, de exemplu, tăierea pensiilor speciale și să nu mai angajăm tot felul de oameni în aparatele de stat. Azi ne oprim aici cu Dominic Fritz, primarul Timișoarei. O să mai mergem prin țară la tot felul de primării, că e un experiment interesant pentru toată lumea. La USR, la dumneavoastră, mai existați? Mai ieri v-au plecat 100 de oameni. Nu știu, nu e ziua să nu vă deșirați așa. E tot în regulă? Mai existăm și în primul rând mai credem în România și mai credem în viitorul României și credem că trebuie să ne zbatem pentru asta și nu e ușor această schimbare. Nu există niciun partid care în 3, 4, 5 ani să devină o organizație matură în care să fie doar oameni care sunt de acord cu direcția în care mergem. Eu mă bucur că chiar ieri am avut niște adeziuni la USR aici în Timișoara și avem, cred că, 5 sau 10 doar ieri colegi noi și în fiecare zi mă văd cu oameni și întâlnesc cu oameni care îmi spun că au nevoie de o alternativă la partidele de sistem și mă bucur că USR este această alternativă. Dumneavoastră vi s-a propus să treceți la Reper? Nu cred că cineva ar fi avut curaj să-mi facă o astfel de problemă și nici... Adică ce interes aș avea eu acum să merg la următorul proiect? Orice în viață
are nevoie de tenacitate, are nevoie de răbdare. Asta este adevărat pentru schimbările pe care le fac în primăria Timișoara, care după 2 ani, bineînțeles că nu sunt finalizate, ci abia am început, și la fel de mult să construiești un partid, ia mult timp, ia multă răbdare, tenacitate, și mă bucur că o copleșitoare majoritate din USR are această tenacitate. Mulțumesc tare mult, Dominic Fritz. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.